prințul Harry și Meghan Markle au primit ordini. Trebuie să facă asta pe loc, e ultima lor șansă. Potrivit presei britanice, prințul Harry și Meghan Markle sunt obligați să-și ceară scuze în fața unor membri ai familiei regale înainte de înmormântarea reginei Elisabeta a doua, iată cui trebuie să își ceară scuze ducii de Sussex. Potrivit unor surse britanice, prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au fost instruiți să-și repare relația cu prințul William și cu soția sa, Kate Middleton, înainte de înmormântarea reginei Elisabeta a doua, care va avea loc luni, pe data de 19 septembrie 2022. Aceștia trebuie să-și ceară scuze pentru declarațiile făcute în cadrul interviului acordat lui Oprah Winfrey în anul 2021 și să recunoască motivele din spatele acestuia. Au simțit că trebuie să fie fermi pentru a trimite un mesaj că nu pot spune aceste lucruri extrem de supărătoare fără să existe consecințe, a declarat o sursă internă pentru ziarul britanic de Telegraph. Prințul William și prințul Harry nu și-au mai vorbit de doi ani de zile, adică de când ducii de Sussex au plecat în Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, miercurea trecută, cei doi frați și soțiile lor au fost văzuți pentru prima dată împreună în spațiul public. Toți patru au depus flori la Westminster Hall. Am căzut de acord asupra unui lucru, a fost o demonstrație importantă de solidaritate pentru regină, a spus o altă sursă. Vă amintim că ultima dată când cele două cupluri au fost văzute împreună în spațiul public a fost în martie 2020, de ziua comună TH-ului.